Preocupăm locurile și vrem ca Dumnezeu să ne dea putere ca să putem asculta cuvântul Lui. Am observat de când s-a început slujba în casa Domnului, m-am uitat că Dumnezeu a mai văzut niște lucruri care ne lipseau nouă încă în anul acesta și ne-a vorbit în seara aceasta. Numai dacă inima noastră a fost deschisă și am putut să înțelegem ceea ce Dumnezeu a vrut de la noi și vrea mai departe ca noi să împlinim în viața noastră și Dumnezeu să ne binecuvinteze. La început am auzit, a vorbit fratele Andrei aici, a pus accentul pe frică. Și am vrea să ne gândim bine la lucrul acesta. Frica are două izvoare de unde poate izvori. Este o frică care vine vertical de sus, de la Dumnezeu, prin harul Lui, și este o frică firească, lumească. Și ceea ce se observă astăzi, mai ales în vremea noastră, lipsește frica aceea care trebuie să vie prin harul Lui Dumnezeu peste noi. Acestea lucruri s-au întâmplat exact vremea care o trăim noi înainte de a veni Domnul Iisus, poporul lui Israel, înainte de a apărea să se nască Domnul Iisus, era tot într-o stare pe care neplăcută înaintea lui Dumnezeu. Și când vorbea fratele Andrei despre frică, m-am dus cu gândul la un verset pe care îl arată prorocul Isaia în capitolul 3. Și dacă îl voi citi, veți observa că vremea aceea o trăim noi astăzi, ca și poporul cum era atunci, cum era starea, aceleași timpuri le trăim și noi astăzi, numai dacă observăm bine lucrul acesta. Voi citi versetul acesta de la Isaia, capitolul 3, care aveți Biblia, urmăriți-mă, capitolul 3, versetul 5, dacă nu dau greș, și vom vedea ce stare trăim noi astăzi, ce vreme, exact vremea care a trăit-o Israel înainte de a veni Domnul Iisus să se nască. Versetul 5 spune așa: oamenii se vor asupri unii pe alții. E adevărat, frați și surori? Trăim vremurile acestea. Oamenii se vor asupri unii pe alții. Unul va apăsa pe celălalt. Fiecare pe aproapele lui. Tânărul va lovi pe cel bătrân. Și omul de nimic pe cel pus în cinste. Trăim vremea aceasta noi, frați și surori. E sub ochii noștri. Chiar dacă am căutat să ascundem lucrurile astea, ele se văd pe teren. Vedem în oamenii din afară, oamenii au pierdut frica, nu se tem nici de poliție, nu se tem nici de autorități. Merg împotriva legii statului și împotriva legii lui Dumnezeu. Și acelea vremuri le trăim și noi. Am vrea să ne punem întrebarea în anul acesta: de câte ori am călcat eu cuvântul acesta? De câte ori m-am asemănat cu astfel de oameni, cu astfel de lucruri? Și Dumnezeu, Cel care a trimis Duhul Sfânt în viața noastră, Duhul Sfânt a suspinat de atâtea ori pentru noi. Am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem lucrul acesta, pentru că Dumnezeu, El vrea să aducem rod, un rod înaintea Lui. Am auzit despre smochinul acesta care a fost sădit într-o vie, un om l-a sădit. Nu vom căuta în seara aceasta să arătăm ținta cine este smochinul, dacă ne vom duce pe paginile Evangheliei. Am vrea ca în seara aceasta să mă pun eu
în locul acestui smochin, să te pui tu, să fii tu în seara aceasta smochinul care ești sădit unde? Unde Dumnezeu ne-a sădit, fraților? Ne-a luat din întunericul lumii acesteia, ne-a luat de sub puterea vrăjmașului și a duhurilor acestora și ne-a sădit în grădina Lui. Ne-a sădit în grădina Lui. Și ce vrea acest Dumnezeu de la noi? Să aducem roadă. Și noi de multe ori am observat că ne controlăm sau că tem să vedem în viața noastră numai la sfârșitul anului, să vedem ce fel de rod am făcut. Dar să știți că stăpânul, el este vrednic și poate să controleze când vrea el pomul. Poate pe unii i-a cercetat la 3 luni după ce au trecut din anul acesta, pe alții poate la 4, pe alții la 5, pe alții mai târziu sau mai degrabă. Și în fiecare s-a oprit în dreptul nostru și a căutat rod. Și dacă observăm astăzi prin poporul lui Dumnezeu, sunt pomi care au fost nevoie ca Dumnezeu să scoată, să desțilinească pământul de la rădăcina noastră și să ne puie ceva ca să putem aduce rod, ceea ce nu ne place nouă în viața noastră. Și de multe ori poate cârtim, dar să știți că acestea toate lucruri se întâmplă, necazurile, suferințele care vin din partea lui Dumnezeu, să știți că ele sunt lucrurile care desțilinează ogorul de la rădăcina noastră, ca tu și eu să aduci rod în via lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Hai să ne cercetăm în seara aceasta și să vedem fiecare din noi care este rodul tău. Se vorbea aici, vorbea fratele al doilea despre îmbărbătare. Frați și surori, ca să îmbărbătezi pe un om, pe o persoană care vezi că are nevoie de îmbărbătare, e bătut de diavolul de multe ori, sunt persoane care au ajuns la răscruce, sunt persoane care le-au bătut vânturile acestei lumi. Și ca să te apropii de el, să-i faci, să-i dai îmbărbătare, să-i dai o mână să se ridice, ce trebuie să avem? Trebuie să ai blândețe. Și această blândețe, frați și surori, este o roadă a cui? Este o roadă a Duhului Sfânt. Am vrea să-mi pun întrebarea și tu și eu, în anul acesta care a trecut, te-ai folosit de această roadă? Ai lucrat cu această roadă? Ai îmbărbătat? Ai ridicat? Ai dat mâna unui căzut, te-ai oprit lângă el, te-ai rugat cu el? Această întrebare nu vă dau numai vouă, mi-o dau și mie și familiei mele și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta, ca să avem această roadă a Duhului Sfânt, care este blândețea, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Cu această blândețe poți să dai un ajutor, poți să aștepți să vezi starea, cum se ridică un căzut, să ai răbdare, să te oprești lângă el și în rugăciuni secrete pe care nu le știe nimeni, să-l aduci înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îndură-te și de el, ridică-l, cheamă-l înapoi la harul tău, la izvorul tău, la ploaia cuvintelor tare care să-l ude și să aducă rod pentru veșnicie și să fie cu tine și cu mine, unde? În veșnicie, Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. De multe ori noi nu ne folosim. Din ce pricină? Pentru că lipsesc roadele acestea. O roadă pe care o arată Duhul Sfânt, pe care o arată Cuvântul lui Dumnezeu, că este a doilea roadă după dragoste, este care, frați și surori? Bucuria, așa e sau nu? Această roadă, frați și surori, noi avem nevoie de ea în viața noastră. De multe ori noi ne uităm și ne uităm, cum am spus, că bucuria aceasta tot are două canale care vine. Vine din partea lumii, de la fire, și vine de sus, prin harul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Aș vrea să vă întreb, frați și surori, simțiți această bucurie care vine prin harul lui Dumnezeu și ea se numește, știți cum se numește? Bucuria
mântuirii pe care unii au pierdut-o, nu mai au nădejde, nu mai au încetat pe cale și au pierdut bucuria aceasta din pricină că au căutat alte lucruri și au deschis alte viziuni, alte drumuri, alte cărări au căutat și au pierdut bucuria. Hai să ne cercetăm în seara aceasta și să vedem, fraților, unde putem noi găsi lucrurile acestea. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia, capitolul 6, vreau să citesc versetele acestea și să vedeți unde putem noi să ne întâlnim cu bucuria, cu lucrurile care cândva le-am avut în viața noastră, le-am simțit părinții noștri, cei care au trecut frații prin mijlocul nostru, ei ne-au învățat cărările și știți care, uitați-vă ce spune prorocul Ieremia, strigă în capitolul 6, spune lucrurile acestea, în versetul 16, citesc, așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați, care sunt cărările vechi, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Unde poți găsi bucuria, frați și surori? Pe cărările vechi, la învățătura sănătoasă, la credința care am primit-o odată și am spus că pentru totdeauna vrem să slujim lui Dumnezeu și vom rămâne în ea, nu cumva ne-am bătut de la cărările acestea, nu cumva ne-am deschis drumuri noi, cărări noi și pășim pe ele și poate ne mângâim. Avem bucurie de multe ori din partea firii și ne gândim că această bucurie este veșnică. Frați și surori, cât nu se alimentează această bucurie, ea se pierde, se stinge, însă când vine bucuria de sus prin Harul lui Dumnezeu, ea înveselește inima noastră, omul nostru din lăuntru crește, se bucură și așteaptă slăvit să-i fie numele Lui. Dacă n-ai bucuria mântuirii, nu poți să aștepți să vină Domnul Iisus. Sau nu e așa, frați și surori? Și uitați-vă ce spunea poporul când Ieremia striga, Duhul lui Dumnezeu striga prin el și spunea lucrurile acestea. Uitați-vă ce spunea poporul, dar ei răspund, nu vrem să îmblăm pe ele. Frați și surori, de câte ori ne întâlnim în viața noastră cu persoane, cu suflete care caut să le spui, să le adeverești, să le arăți adevărul cuvântului Dumnezeu, parcă tac pe un moment și de urmă te uiți, tot aceleași lucruri le urmează. Am dorit ca Dumnezeu în seara aceasta, când sunt ultimile clipe din anul acesta, să cadă cuvântul acesta cu greutate pe inima noastră și să ne punem întrebarea, care sunt cărările? Și uitați-vă, mai în verset spune mai jos așa, așa, versetul 17, am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luare aminte la sunetul trâmbiții, dar ei răspund, nu vrem să luăm aminte. Și uitați-vă ce spune Dumnezeu mai departe, de aceea, ascultați neamuri și luați seama la ce li se va întâmpla, adunarea popoarelor, ascultă și tu pământule, iată, voi aduce peste poporul acesta o nenorocire care va fi rodul gândurilor lui, căci n-au luat aminte la cuvintele mele și au nesocotit legea mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori, uitați-vă care este urmarea neascultării, urmarea neîmplinirii cuvântului Dumnezeu. De aceea am dorit ca Dumnezeu în seara aceasta să facă ca cuvintele acestea să cadă cu greutate în viața noastră și să ne punem întrebarea, dacă anul acesta ai simțit învingere, ai simțit înfrângere din partea vrăjmașului, doresc ca în anul acesta Dumnezeu să-ți deie bucuria mântuirii, să vii pe calea aceasta și să-L aștepți cu bucurie, cu nădejde, lucrând în via lui Dumnezeu, cu roadele Duhului Sfânt și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.